În acest an suntem pentru prima dată în această expoziție și am venit în special cu doi mari producători europeni, Maschio Gaspardo din Italia și Evag din Grecia. Pe lângă acestea, am mai adus câteva firme din Turcia, Bulgaria și Polonia. Dar, să zic așa, atracția numărul unu este Maschio Gaspardo și Evag pentru fermierii mai serioși și fermieri cu suprafețe mai mari. Ce fel de echipamente avem aici expuse? Am încercat, fiind expoziția, bineînțeles, toamna, am încercat să aducem în special utilaje de sezon și aici aș numi câteva compactoare grele, discuri cu talere independente și scarificatoare. Pe lângă acestea am adus și gama de tractoare Steyr și Tumosan din Turcia, remorci, semănători. Care sunt, știu eu, cele mai solicitate produse de către fermierii de aici din zonă? În zona noastră, anul ăsta fiind un an mai greu, lipsit de precipitații, cel mai cerut utilaj este discul cu talere independente și aici, bineînțeles, diferite configurații în funcție de ce vrea clientul și de natura solului pe care lucrează. De cum a fost anul agricol 2017-2018, deci practic sezonul care tocmai s-a încheiat? Pentru Agrin și pentru toată zona Olteniei, anul agricol a fost unul bun. Unul bun atât pentru fermier, cât și pentru noi ca dealer de utilaje. Agrin are un departament special pentru sprijinul acestor fermieri, în sensul că noi ne ocupăm integral de tot ce presupune finanțarea acestor fermieri. Știm că banii sunt o problemă. Încercăm să le găsim cele mai bune soluții, avem cei mai buni parteneri financiari și asta zicem noi că nu ar fi o problemă. Numai dorință și putință să existe. Dorința lor există, putința noastră la fel. Noi zicem că aducem cele mai bune soluții pentru dumnealor, astfel încât să se asigure lucrările în timp optim, la timp, încât să scoată recolte îndesfălătoare pentru dumnealor. Există apetit pentru investiții în această parte? Există. Fermierii sunt cel în ce mai pretențioși. Noi le găsim soluții împreună cu ei, departamentul nostru special le dă cele mai bune soluții, le găsim cele mai bune variante. Și credem noi că sunt mulțumiri de ambele părți pe acest palier. Care este specificul companiei? Păi, în special vânzarea de utilaje agricole, dar încet, încet am intrat și cu partea asta de piese, consumabile și service. Avem 4 echipaje de service care pot să intervină la fața locului și în funcție de natura defecțiunii, utilajul poate fi cărat tot cu platforma noastră la sediu pentru a se face reparație sau, dacă e o reparație mai ușoară, chiar la sediul clientului. Și puncte de lucru unde le aveți? Puncte de lucru avem în Balș și în comuna Brădești din Dolj. Și ele deservesc ce județele din jur? În viitor, cred eu că de luna viitoare vom fi prezenți inclusiv la Roșior pentru județele Argeș și Telorman, pentru că în acest moment deserveam doar 5 județe ale noastre de aici din Oltenia, Dolj, Olt, Gorj, Mehedin și Vâlcea. În curând vom fi și, v-am spus, și la Argeș, Telorman, Giurgiu și Dâmbovița cu punct de lucru chiar acolo.